Un șofer de autobuz avea o rută fixă și o făcea de 2 ori pe zi, dimineața și seara. La sfârșitul rutei, nu se putea întoarce acasă, deoarece era destul de departe și lua ceva timp. Așa că și-a căutat un loc unde să doarmă, în timpul săptămânii, pentru a nu fi nevoit să facă atâta drum. A găsit la o bătrână acasă. Aceasta i-a dat o cameră unde să doarmă în schimbul unei sume mici de bani. Șoferul, deși nu mai era nevoit să facă drumul până acasă și înapoi, el dimineața se trezea destul de obosit și îl dureau toate de parcă a dormit pe niște bolovani. Dar acesta nu a dat mare importanță, crezând că este de la cum a schimbat patul. Într-o seară ajunge puțin mai repede și, fiind foarte obosit, se pune mai repede în pat, dar oricât încearcă, acesta nu putea să doarmă. La un moment dat simte că cineva tot îl înghesuie în pat. Adormit fiind, acesta crede că este soția lui și se dă puțin mai încolo. Dar se întâmplă din nou și tot așa până când acesta ajunge la perete, dar tot îl înghesuia cineva acolo. Acesta se trezește și atunci vede că nu era la el acasă și era la bătrână. Speriat, se uită lângă el să vadă cine îl înghesuia în pat, dar lângă el nu era nimeni. Se ridică din pat și se uită și prin cameră, chiar a ieșit și până afară, dar nu era nimeni, iar bătrâna era la ea în pat și dormea. În acea seară nu a găsit nicio explicație. A doua zi a povestit cu bătrâna, dar aceasta îi spune că i s-a părut. Acest lucru i s-a mai întâmplat de câteva ori, după care, speriat fiind, renunță la gazda bătrânei și, în scurt timp, își schimbă ruta. Eram mic și am plecat într-o vacanță la bunici. Știu că acum nu pare mare lucru, dar această întâmplare mie mi-a marcat copilăria. După cum vă spuneam, eram la țară și dormeam. Deodată mă trezesc brusc pentru că trebuia să mă ușurez. La țară nu aveam baie în casă. Era în fundul curții, lângă poarta de la grădină. Și era ceva de mers până acolo și cum nu aveam nici lumină afară și lumina de la hol lumina doar fața casei, m-am hotărât să mă ușurez la marginea casei. În timp ce îmi făceam eu treburile, un țipă din noapte mă întrerupe brusc. Era o voce de femeie ce zbira din toate puterile. Lasă-mă în pace, nu mă omorâ. Și tot așa, de câteva ori, se auzea tare, parcă era în apropiere. M-am speriat tare și de frică am și uitat de nevoile mele și m-am îndreptat cât de repede am putut spre intrarea în casă. Înainte să intru, am ezitat puțin, dar vocea s-a mai auzit odată spunând ceva, doar că eu eram prea speriat ca să mă înțeleg. Așa că am intrat cât de repede am putut înăuntru. Dormeam singur în cameră, așa că nu am mai putut să dorm toată noaptea. Gândindu-mă la ce am auzit și dacă să îi trezesc pe bunicii mei să le spun sau nu. Dar am decis să nu îi trezesc. Dimineață, bunicii mei erau uimiți să mă vadă trezit la ora aia, având în vedere că se trezeau foarte de dimineață pentru a da de mâncare animalelor și să-și mai facă treburile prin gospodărie. Le-am povestit ce am auzit noaptea trecută, iar ei mi-au spus că mi s-a părut, pentru că ei nu au auzit nimic. Bunica merge în acea dimineață cu laptele la lăptărie, apoi povestește cu câțiva oameni de ce am auzit eu și întreabă dacă nu s-a întâmplat nimic rău în sat. Dar oamenii îi răspund că ei nu au auzit nimica și că nici nu au auzit ca cineva să pățească ceva în acea noapte.